Pandemia de COVID-19 a afectat toate domeniile de activitate, inclusiv pe cel zootehnic. Vin însă vești bune pentru crescătorii de bovine. Aceștia urmând să primească ajutorul de stat pentru eliminarea efectelor COVID, unul considerabil, mai mare decât cel acordat anul trecut. La nivelul județului Hunedoara, verificarea actelor se face prin Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, APIA, cereri de primire a acestui ajutor fiind făcute de aproape 3.000 de fermieri, iar majoritatea acestora au fost declarate eligibile. Așa cum se știe, pe campania 2020, subvenția la bovini a fost acordată doar cu o sumă de 1 euro și atunci a apărut ordonanța 58 pe anul 2021, care reglementează cu o sumă alocată din bugetul național plata pe bovine. La această dată suntem în desfășurarea procesului de autorizare cu plățile pe bovine. S-au depus 2725 de cereri cu un efectiv de 11.800 de capete și sunt eligibile la plată 2691 cu 11.764 de capete. Deci noi sperăm să avem un rezultat bun și fermierii să-și primească cât mai repede subvențiile meritate. Putem estima o sumă între 145 și 148 de lei pe capul de bovină și peste 500 de lei pe cota de lapte. La nivel național, suma totală alocată pentru ajutorul de COVID pentru creșterea de bovine și producția de lapte este de peste 225 de milioane de lei. Un crescător de bovine poate beneficia de o subvenție echivalând în lei a maxim 225.000 de euro, iar plățile vor fi făcute prin APIA până la finele anului în curs. Subvenția COVID pentru crescătorii de bovine din județul Hunedoara se ridică la suma de 3.730.000 de lei. 21.625 de lei.